Avertizmentele autorităților privind creșterea riscului de infectare a copilor în valul 4 al pandemiei se adeverește. De la începerea școlii în județul Olt au fost confirmate în rândul elevilor și cadrelor didactice 10 de cazuri de infectări. În urma centralizării datelor din unitățile de învățământ din județul Olt, avem 16 elevi infectați, respectiv 21 de cadre didactice, nedidactice sau personal auxiliar. Menționez faptul că infectările s-au produs înainte de începerea anului școlar. În județul Dolj, la 5 zile de la începerea noului an școlar, 32 de elevi au fost confirmați cu COVID și 7 cadre didactice. Din cauza faptului că incidența în Craiova depășește 2 la mie, orele de educație fizică se vor desfășura doar în curtea școlii și fără mască de protecție. Avem 26 de clase care vor învăța online începând de luni. 26 de clase înseamnă 574 de elevi. Din cele 26 de clase avem 3 grupe, vorbim de învățământul preșcolar, care de luni vor funcționa în învățământ online, restul claselor fiind de gimnaziu, cele mai multe clase sunt din învățământul gimnazial și foarte puține clase din învățământul liceal. Pentru a preveni răspândirea virusului în unitățile de învățământ au fost luate mai multe măsuri. În Olt, autoritățile județene dau asigurări că în toate unitățile de învățământ sunt materiale de protecție și dezinfectanți. Măsurile dispuse de Direcția de Sănătate Publică Olt în vederea limitării extinderii îmbolnăvirilor sunt izolarea atât a cazurilor pozitive cât și a contactilor pentru o perioadă de 14 zile, dezinfecția obiectivelor cu societate autorizată, asigurarea produselor de igienă personală. Am făcut verificări dacă există suficiente materiale de protecție individuală la nivelul unităților școlare din județul Olt, dacă este dezinfectant și se asigură măsurile igienice necesare, astfel încât începerea și ulterior desfășurarea anului școlar să se facă în cele mai bune condiții de protecție atât a elevilor cât și a personalului didactic și auxiliar. În Mehedinți, 7 școli sunt afectate de infecții cu SARS-CoV-2, sunt 8 elevi și 3 dascăl cu COVID, iar în 11 clase se fac deja cursuri online. Cea mai gravă situație este la școala gimnazială Căzănești, unde tot ciclul primar și grădinița sunt online, după ce o învățătoare și o educatoare sunt pozitive.